Decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de a retrograda Rapidul în Liga a doua a dat peste cap programul sezonului fotbalistic. Așa se face că partida Astra-Steaua din etapa a doua a fost amânată, ambele echipe fiind angrenate în tururile preliminare ale Cupei Europene. Acum cele două formații au aflat când vor juca restanța, în urma programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Așadar, Astra și Steaua se vor întâlni de două ori în trei zile, chiar în preajma Crăciunului. Primul meci dintre cele două formații va fi pe 18 decembrie, iar cel de-al doilea pe 22 decembrie. Iată însă datele de disputare a tuturor partidelor restante din actualul sezon al Ligii 1. Etapa 1, FC Vaslui Concordia Chiajna pe 26 noiembrie, etapa 2, FC Viitorul Concordia Chiajna pe 11 decembrie, Astra Giurgiu va juca cu Steaua București pe 22 decembrie, iar apoi Steaua București va întâlni Concordia Chiajna pe 13 februarie 2014.